Astăzi a fost ultima zi în care victimele jandarmilor au mai putut depune plângeri la parchetul militar în urma intervenției în forță la protestul diasporei. De mâine, plângerile și denunțurile victimelor se vor face la parchetul general. Cei care s-au prezentat și astăzi au acuzat brutalitatea intervenției jandarmilor, precum și că acum, la mai bine de o săptămână de la incidente, încă mai resimt efectele gazelor lacrimogene. Sunt peste 280 de plângeri la adresa jandarmilor. Aceste cătușe le-am adus aici, că dacă tot jandarmii tot să spun că eu n-am fost, am fost liber, adică noi am fost cei care ne-am bătut, cei care ne-am gazat și pentru acest lucru aș vrea să fiu arestat eu în locul jandarmilor. Că ei am înțeles sau ăsta a fost îngeraș. Am fost atacat cu gaze, deci m-au gazat când eram acolo. Cu gaze lacrimogene, cu grenade, am văzut și grenadele aruncate în copii, erau copii mici, erau bătrâni, erau oameni pașnici. Am inhalat gaze, m-am prezentat cu un edem alergic foarte puternic la Balș și ieri am fost la Floreasca pentru faptul că nu puteam să respir. N-am observat niciun moment în care manifestanții au fost agresivi și jandarmeria a început să atace din ce în ce mai frecvent și din ce în ce mai tare. Au dat cu gaze până în mijlocul pieței, acolo unde stăteam noi. De fiecare dată ne-am retras alături de bătrâni, de femei, de copii. Nu știu, a fost îngrozitor. Victimele mitingului din data de 10 august pot depune începând de mâine plângeri sau dovezi video la parchetul general. Procurorii militari au deschis un dosar penal în care s-a început urmărirea pentru săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu, purtare abuzivă și neglijență în serviciu.